Bună ziua, eu sunt Adriana Neagu, profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială Europa din Târgu Mureș. Lecția de astăzi vizează verbul și anume modurile nepersonale, gerunziul. La sfârșitul lecției voi veți ști să identificați verbele la modul gerunziu, să construiți enunțuri în care să introduceți verbele la modul gerunziu, să identificați elementele de structură ale verbelor la modul supin, să faceți trecerea unui verb de la modul gerunziu la modul infinitiv pentru a-l putea găsi mai ușor în dicționar. Pentru a rezolva cerințele formulate, vă propun să lecturăm un fragment de text. Și chiar în acea clipă începu să se reverse prin fereastră glasul delicat al piculinei, în tocmai susurul unui izvor. Sunetele base ritmic, asemenea unor, unor, valuri ce se leagă în cadență, bapăreau că și se dau de-a dura prin aer, fugărindu-se unul pe celălalt, lovindu-se între ele. Urmărindu-le, prichinduțele simțeau ca o bucurie în suflet. În sfârșit, picolina tăcu, însă imediat, din fereastra casei de peste drum, răzbătură sunetele harpei. Harpa încerca să repete aceeași melodie nouă, necunoscută până atunci. Nesigure, degetele cuiva atingeau strunele. Melodia care a începuse destul de însuflețită, slăbi treptat și în cele din urmă se stinse, însă îndată piculina îi veni în ajutor, continuând-o. Harpa prinse viață. Habarnam, care venea grăbit cu vopselele și pensula pentru acoarelă, a avut parte de o priveliște neobișnuită. Întreaga piață era plină de prichinduțe care ascultau acest minunat concert. Rămase el multă vreme ascultând, ba chiar începuse să țopăie într-un picioruș. Dar, văzând că nimeni nu dă atenție dansului său, flutură din mână și dispărut pe ușa casei. Nicolai. Nosov, aventurile lui Habarnam. Pentru o mai bună înțelegere a textului, stabilește sensul din text al următoarelor cuvinte. Piculina, cadență, harpă, a răzbate, răzbătură, a țopăi, țopăie. Sensul cuvintelor din text sunt Piculina, mic instrument de suflat asemănător cu un flaut. Cadență, ritm harpă, instrument muzical cu coarde de lungim diferite, fixate într-o ramă triunghiulară, strune, coarde, a răzbate, aș face, aș croi drum prin, a înainta cu greu, înlăturând obstacolele, a străbate, a pătrunde. A țopăi, a face sărituri repetate, a sălta, a sări de pe un picior pe altul, a se mișca dezordonat și aruncând picioarele. Ne îmbogățim vocabularul, iar pentru asta aveți să înlocuiți cuvintele următoare cu sinonimele potrivite, contextuale: susur, glas, a se rostogoli și nesigur. Iar al doilea exercițiu este înlocuiește cuvintele următoare cu antonimele potrivite, contextuale, pentru sfârșit, a se stinge, neobișnuit și dispărut. Sinonimele contextuale pentru cuvintele date sunt susur, zgomot, glas, voce, a se rostogoli, a se prăvăli, a se da de adura, nesigur, indecis, nehotărât. Antonimele cuvintelor date sunt sfârșit început, a se stinge, a se aprinde, neobișnuit, obișnuit comun și dispăru, apăru. Un joc interesant pentru voi vă propune să integrați cuvinte noi în enunțuri de minim 5 cuvinte. Posibilele enunțuri de minim 5 cuvinte ar putea fi Din pădure se auzea susurul neîncetat al apei, glas voce, bunica al strigă cu glasul ei calm, a se rostogoli, a se prăvăli, a se dadea dura, Piatra se rostogoli din vârful muntelui până pe casa femeii și lipsa informațiilor îl făcea să pară nesigur. De asemenea, integrați cuvintele noi și acestea în enunțuri de minim 5 cuvinte. Călătoria se apropia de sfârșit când mecanicul anunță o defecțiune, focul din sobă se stinge din cauza lemnelor ude, răspunsul oferit de copil era unul obișnuit, iar omul necunoscut dispăru în ceață. Stabilește pe baza textului dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau sunt false. Sunetele harpei se rostogoleau ritmic, harpa se află în casa de peste drum, habar n-am venea grăbit ținând în mână o vioară, prichinduțele ascultau concertul. Să vedem! Sunetele harpei se rostogoleau ritmic, afirmația este falsă, conform sintagmei, glasul delicat al piculinei în tocmai susurul unui izvor, sunetele base rostogoleau ritmic, asemenea unor valuri ce se legăna în cadență. 2. Harpa se află în casa de peste drum, afirmația este adevărată, conform Structurii în sfârșit piculina tăcu, însă imediat din fereastra casei de peste drum, răzbătură sunetele harpei. Habarnam venea grăbit ținând în mână o vioară, afirmația este falsă conform sintagmei. Habarnam care venea grăbit cu vopselele și pensula pentru acoarelă. Prichinduțele ascultau concertul, afirmația este adevărată, conform sintagmei. Întreaga piață era plină de prichinduțe care ascultau acest minunat concert. Mai departe, în text sunt prezente două cuvinte din câmpul lexical al instrumentelor muzicale. Care sunt acestea? Enumeră încă trei alte instrumente muzicale. Și chiar în acea clipă început să se reverse prin fereastră glasul delicat al piculinei în tocmai susurul unui izvor. Sunetele base rostogoleau ritmic, asemenea unor valuri ce se legăna în cadență, ba că saltă și se dau de dura prin aer, fugărindu-se unul pe celălalt, lovindu-se între ele. Urmărindu-le, prichinduțele simțeau ca o bucurie în suflet. În sfârșit, piculina tăcu însă imediat, din fereastra casei de peste drum, răzbătura sunetele harpei. Harpa încerca să repete aceeași melodie nouă, necunoscută până atunci. Nesigure, degetele cuiva atingeau strunele. Melodia care începuse destul de însuflețită slăbi treptat și în cele din urmă se stinse, însă îndată piculina îi veni în ajutor continuând-o. Harpa prinse viață. Habarnam, care venea grăbit cu vopselele și pensula pentru acuarelă, a avut parte de o priveliște neobișnuită. Întreaga piață era plină de prichinduțe care ascultau acest minunat concert. Rămase el multă vreme ascultând, ba chiar început să țopăie într-un picioruș, dar văzând că nimeni nu da atenție dansului său, flutură din mână și dispăru pe ușa acasei. Nicolai Nosov, aventurile lui Habarnam Cuvintele din câmpul lexical al instrumentelor muzicale sunt glasul delicat al piculinei, sunetele harpei, și încă uh, următoarele ar putea fi chitară, piculină, harpă, vioară și tobă. Să ne jucăm împreună. Oferă cât mai multe exemple de verbe, pornind de la modelele de mai jos. Modelele sunt scris, evaluat, descris, decules și dansând, recunoscând. Câteva dintre posibilele exemple după modelele date ar putea fi scris, evaluat, adunat, mâncat, descris, decules, pentru scris și de adus, dansând, recunoscând, citind și venind. Privește cu atenție forma verbelor selectate. Ce observi? Verbele selectate sunt, dansând, recunoscând, citind și venind. Verbele selectate sunt la modul gerunziu. Verbele la modul gerunziu exprimă, de obicei, o acțiune în desfășurare, o dependentă de, acți dependentă de acțiunea unui verb la un mod personal. Gerunziul este un mod nepersonal, nu își modifică forma după persoană, număr și timp. Se formează cu ajutorul terminațiilor în D și în D. Iar acum să ne amintim. Verbul este partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea sau existența. Verbul își schimbă forma după gen, număr, mod și persoană. Modurile sunt de două feluri, și anume personale sau predicative și nepersonale nepredicative. După înțeles, verbele sunt nepredicative, adică nu au înțeles de sine stătător, nu formează singure predicatul, iar din această categorie fac parte verbele auxiliare a fi, a avea și a vrea și verbele copulative a deveni și a fi. Apoi pot fi predicative, au înțeles de sine stătător, pot forma singure predicatul verbal. Modurile nepersonale studiate de tine sunt infinitiv, gerunziu, participiu și supin. Astfel oferă exemple pentru fiecare mod verbal. Posibilele exemple pentru infinitiv. A mânca, a scrie și a desena, participiu scris, citit, ales și cules, gerunziu, citind, mâncând, alergând, iar supin descris pentru citit și demâncat. Transcrie din textul citat toate verbele la modul gerunziu. Și chiar în acea clipă început să se reverse prin fereastră glasul delicat al piculinei, în tocmai susurul unui izvor. Sunetele base rostogoleau ritmic, asemenea unor valuri ce se legăna în cadență, bapăreau că saltă și se dau de dura prin aer, fugărindu-se unul pe celălalt, lovindu-se între ele. Urmărindu-le, prichinduțele, simțiau ca o bucurie în suflet în sfârșit piculina tăcu, însă imediat, din fereastra casei de peste drum, răzbătură sunetele harpei. Harpa încerca să repete aceeași melodie nouă, necunoscută până atunci. Nesigure, degetele cuiva atingeau strunele. Melodia care începuse destul de însuflețită, slăbit treptat și în cele din urmă se stinse, însă odată piculina îi veni, îi veni în ajutor continuând-o. Harpa prinse viață. Habarnam, care venea grăbit cu vopselele și pensula pentru acoarelă, a avut parte de o priveliște neobișnuită. Întreaga piață era plină de prichinduțe care ascultau acest minunat concert. Rămase el multă vreme ascultând, ba chiar început să țopăie într-un picioruș, dar văzând că nimeni nu dă atenție dansului său, flutură din mână și dispăru pe ușa casei. Verbele la modul gerunziu din fragmentul citat sunt fugărindu-se, lovindu-se, urmărindu-le, continuând-o și ascultând. Pentru a înțelege mai bine, transformă verbele la modul gerunziu extrase la exercițiul anterior în verbe la modul infinitiv. fugărindu-se, lovindu-se, urmărindu-le, continuând și ascultând. Verbele, transformate de la modul gerunziu la modul infinitiv, sunt: fugărindu, a fugări; lovindu, a lovi; urmărindu, a urmări; continuând, a continua; ascultând, a asculta. Un exercițiu interesant ă, și provocator pentru voi spune Construiește noi enunțuri cu verbele la modul gerunziu descoperite iar apoi subliniază predicatele în propozițiile construite de tine. Verbele la modul gerunziu cu ajutorul cărora voi trebuie să construiți enunțuri sunt Fugărind Lovind Urmărind continuând și ascultând. Copilul râdea fugărind un balon. Tibi s-a accidentat lovind mingea cu mâna. Profesorul a ieșit din clasă urmărind elevul cu privirea. Continuând cântecul, Eric a ieșit din casă. Andre a compus o melodie nouă ascultând radioul. Astfel, pentru propozițiile date, predicatele sunt. Pentru prima propoziție, râdea, s-a accidentat, a ieșit, a ieșit și a compus. Subl Subliniază cuvintele scrise corect. Nevăzându-l, nevăzându-cratimă-l, -l, nevăzându-cratimă-l -l, pe tata, s-a speriat. Stătea în cameră scriind, scrind sau scriând toată ziua. Nemai știind, nemai știind sau nemai știind ce să facă a plecat. Văzând cratimă o sau văzând do pe mama lui s-a bucurat foarte tare. Ia să vedem care sunt variantele corecte. Nevăzându-l pe tata s-a speriat. Stătea în cameră scriind toată ziua, nemai știind ce să facă, a plecat. Văzându-o pe mama lui, s-a bucurat foarte tare. Exercițiul următor vă propune să completați un rebus, iar la sfârșitul rebusului voi veți găsi soluția pe coloana AB. Pentru prima uh, linie aveți de completat modul personal, uh, modul personal format cu ajutorul conjuncției să, apoi modul nepersonal format cu ajutorul sufixelor in d sau în d, modurile personale care își schimbă forma în funcție de persoană, timpul verbal care exprimă o acțiune efectuată și terminată în trecut. Modul nepersonal însoțit de cuvintele ajutătoare de la pentru, modul personal care exprimă o dorință, condi... modul la care apare forma de dicționar a verbului, modul care exprimă o acțiune sigură, reală, forma pe care o ia verbul pentru a arăta felul în care vorbitorul consideră acțiunea. Timpul care exprimă o acțiune petrecută în trecut, dar neterminată. Rebusul completat corect este. Modul personal format cu ajutorul conjuncției să este conjunctiv. Modul nepersonal format cu ajutorul sufixelor in -d sau în -d este gerunziu. Modurile verbale care își schimbă forma în funcție de persoană sunt personale. Timpul verbal care exprimă o acțiune efectuată și terminată în trecut perfect compus. Modul nepersonal însoțit de cuvintele ajutătoare de, la, pentru. Supin modul personal care exprimă o dorință. Condițional optativ. Modul, personal care exprim, modul la care apare forma de dicționar a verbului este infinitiv. Modul care exprimă o acțiune sigură și reală, indicativ, forma pe care o ia verbul pentru a arăta felul în care vorbitorul consideră acțiunea, este modul, iar timpul care exprimă o acțiune petrecută în trecut, dar neterminată, se numește imperfect. Soluția pe coloana AB este nepersonale. Um... Un exercițiu frumos pentru voi este următoarea dictare. Piesele de puzzle s-au aranjat singure și au format cuvântul veșnicie, iar creia sa zăpezii că îl va lăsa, promisese că îl va lăsa pe chei să fie propriul stăpân și îi va da o pereche de patine noi dacă va reuși să-l formeze. Copiii au plecat din palat și au ajuns acasă în orașul lor. Toate erau ca înainte, numai că era primăvară, și ei și-au dat seama cât de mult crescuseră. Acum erau oameni mari. Fragmentul este preluat din Crăiasa Zăpezii, adaptare după Hans Christian Andersen. Suportul de curs a fost realizat de doamna profesor Veronica Șandor de la Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin și a fost prezentat în cadrul emisiunii Teleșcoala de mine, profesor Adriana Neagu la Școala Gimnazială Europa din localitatea Târgu Mureș. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă aștept la următoarea oră de limba și literatura română. La revedere.